Suntem la cea de-a 7-a ediție a concursului gastronomic Masterchef Piepăleți, un proiect care a pornit la drum în anul 2014 la inițiativa IPJ Buzău și IPA Regiunea 1 Buzău, prin care cumva am încercat să demonstrăm că și polițiștii sunt oameni, că dincolo de uniformă și de misiune pe care le execută zilnic, au și ei pasiuni, au plăceri, au preocupări din toată gama de, eu știu, activități cotidiene. Ca de fiecare dată am încercat să îmbinăm utilul cu plăcutul, în sensul că mâncarea pe care colegii mei o vor găti astăzi va fi donată unui cămin de bătrâni. Peste la lapte, pregătirea, vei spune, deci, dinspre toate echipele, ce avem acolo? Peste la lapte, că s-a făcut, arată foarte bine. E clar că aceste produse, aceste lucrări vor ajunge și vor fi bine primite de țintele noastre de astăzi, pentru că nu o să mergeți. Punctul 3, zice, cu 20 de puncte, Râmnicu Sărat, locul 2, 18 puncte. Poliția a început Buzău cu 17 puncte, dar un punct, în diferență. Bine! Bravo! O să-mi permit să nominalizez, unde a fost unanimitate între cei trei jurați. O să amintesc că aici Ciorba de la Poliția Municipiului Buzău, unde au primit locul 1 în ansamblu, foarte gustoasă. Și o să mai nominalizez, am spus, peștele de la Economic. Felicitări, într-adevăr, foarte bine realizat. Restul au fost chestiuni unde ne-am mai completat unul pe altul, că aș vrea să nu zic că ne-am contrazis. Mulțumesc mult și sper să ne revedem în scurt timp, adică la anul, dar cu ce informații mai bune. Felicitări tuturor! Mulțumim frumos! Mai ușor, asta. Hai! O stabilim. Da. Bravo. Mulțumim. Bravo.